Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O întâmplare care spune ceva foarte serios despre efectele alcoolului asupra organismului. Nu e trist, stați așa, e educativ. Ce mai bine spus, despre cât timp rămâne în organism alcoolul, noaptea de vineri spre sâmbătă, pe la 2 dimineața, pe șoseaua Cristianului din municipiul Brașov a avut loc o tamponare fără victime. Așa. Șoferul responsabil, 31 de anișori, venise, cred, de la un chef și s-a dus acasă, gândindu-se că o să raporteze accidentul dimineață. Dacă n-a fost cu victime, mă rog. Ceea ce s-a și întâmplat. Deci accidentul la 2 dimineața, la 9:30 dimineața, el s-a dus la biroul tamponări pentru soluționarea evenimentului, să facă acolo ce trebuie să facă, hârtii, nu știu ce. Și cum se întâmplă în astfel de cazuri, i-au pus fiola omului. Adică, mă rog, i-au făcut alcool testul, că acum nu mai e cu fiolă ca pe vremuri. Rezultatul 0,52 mg litru de alcool pur în aer expirat. De 0,5 la 1000 e. Poate mâncase și omul niște cornuri cu ceva dimineață. Cu șampanie. 0,5 la 1000. Deci de-aia nu s-a dus când a făcut accidentul, s-a rătăcit pe cele 3 cărări sau ceva. Și dimineața uitase că fusese mangă, rangă, mamă. Deci da, că foarte mulți oameni beau, se fac morți, cum se zice. Se fac morți? Dorm câteva ore și zic că sunt gata. Adică ei consideră cumva că somnul, de fapt ei, noi considerăm că somnul elimină alcoolul. Elimină alcoolul cumva, adică știi, nu, cât timp nu conduci după ce bei. Exact. Deci de la 2 la 9:30 dimineața sunt 7 ore jumate. E mult, adică acum serios, da. Eu dacă aș fi băut, aș fi făcut la fel în locul lui, adică m-aș fi urcat fără griji la volan la 9:30 dimineața a doua zi. Uite că nu e așa. Păi nu, dar oare cum o fi? Oare? Păi, adică sunt niște aplicații, mă, prin care poți să... Cred că una se cheamă, aveam eu pe telefon, îi spunea 0 la 1000. Ia stai. Și care spune ce... Care spune în funcție de cât ai băut, ce înălțime ai, ce greutate ai. E o aplicație făcută de o asociație. Asta mai știi cât ai băut? Bă, adevărul că... Deci asta mă gândesc, cât a băut dacă dimineața, adică dacă 7 ore jumate avea 0,5. Dar adevărul e că nu trece atât de repede. Și doi, e foarte interesant că știi, când bei, zici, trebuie să și mănânc ceva ca să nu mă îmbăt. Nu știu cum funcționează, dacă te îmbezi sau nu te îmbezi dacă mănânci. Dar se metabolizează mai greu alcoolul dacă mănânci. Paradoxal. Adică dacă și mănânci în timp ce bei, îți trebuie mai mult timp ca să iasă din sistem. Da. Da? Așa că aveți grijă, omul respectiv l-au dus la spital, i-au recoltat probe și s-a început un dosar penal. Na, ca să vezi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.